Salut, am regăsit la Brawl Stars. Intră pe contul cel mare, stai așa să deschid boxul. Dacă așa sunt două gurile. Acum nu mai conduc cel mare. Îmi pare rău, dar nu pot. Eu zic că conduc sau nu. Acum am revenit în nou. Am pus poza ca să nu vedeți contul. Că după dacă am urmat, nu mai pot să mai filmez pe asta. Acum dăm play. Dar este contul meu, nu e cont. Dar celălalt e cont privat. Dar numai al meu poate să fie. Nu pot să-i dau la nimeni, din păcate, deci... Dar poate să mă suc o zi mără, sper să nu mă moară Carla. Nu credeam dacă mă omora. Să moară de la Jim. Sau Leon. Ah, nu, 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 nu. Ah! Eu știu să joc cu bol, dar nu prea jănuiesc, nu prea îmi place. Aș vrea măcar un blower. Adică nici nu-mi dat o legendare și chiar aș vrea. Dacă bag bani, nu știu, dacă nu bag nu știu. Hai bă! Hai mă! Hai bă! Mort. Rip. Tumba. 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 I am guided by the spirits. No death, only a change of worlds. Urs. Când sunt pe video, când nu aveți voie să-mi dați. Acum hai să dăm mai dăm un play.
Da, uite ce o să facem. Trebuie să o înghețăm. Odată m-am așezat în gumă, iar mama mi-a pus pantalonul în congelator. Cum a înghețat și s-a luat imediat. Eu vreau să mă duc în congelator. Nu te teme, noi. Bă, cred că Miciu ăsta poate să-l câștigăm. Nu las skin-ul ăsta. Cu fata mea asta, îmi place să joc cu fata mea asta. Nu știu. Nu sunt nadie destul de mare ce el. Shogun, nice. Să-mi bag colii dreci. Vă abonați dacă sunteți aici, dați un like, că eu fac YouTube. Hai că vreți să-l băgați în loc cu Creative Social. Nu vede nimic de aici, că o să-mi fătiți, să nu... Dacă nu știți, m-am jucat eu foarte mult. De ce știți? Nu știți, skin-urile se fac extrem. Nu e tot dă. Ce nu e tot dă? Nu e tot dă, bă. Nu e tot. Ia mă mă. Ia mă mă de acolo. Altă-l te scos fără vit. Bă, kill-ul ăsta a fost impresionant. A, uite-l mă, uite-l mă, uite-l mă. Oh.
Nu! Nu să încheie aici episodul, că încă un meș și eu să dăm ca fiecare dată. Un meș câștigat, știți cât durează, nu? Vreau să le dau un log. Am mai de urăsc. Am uitat să dau. Nice. Aici sunt pe pistola, am încă multe. Acum filmez serios. Uite, am două accept ca să joc ei cu ei, așa în timp. Nu o să joc, îmi pare rău, prieten. Vă salut, dar nu pot să joc. I'm sorry. Dacă sunt în English. Ok. Vezi că acest pistol nu știu de ce are. Asta e pistol de care urăsc. De bă, pe ce mai pe aici? Să vezi primul kill. Unde ești, mă? Era, nu mai atât am asta. Like dacă nu vrei să fii sărac și subscribe dacă vrei să devii bogat. Fiecare familie săracă. Așa. Thank you.
Au crescut. Aveam impresia că vine sfârșitul. Are de bază de spune. Imediat de verba. Pe stradă erau de ce în ce mai mulți oameni cu măști. Nimeni nu se mai atinge. Contactul fizic era din ce în ce mai rar. Chiar și în familie. Iar familie se autoizola pe casă. În mare, cam ce se întâmplă și în România acum, din câte am văzut pe la TV. Situația devenea din ce în ce mai tensionată. Efectiv, stăteam cu părinții mei la toate. Vorbeam despre asta. Erau grijorați și nu știau cum să-și și cum să se ferească de tot treaba asta. Cum să ne întoarce? Pe loc de muncă, nu am avea nimic. M-am uitat și eu pe YouTube și mă ziceam că nu e cine știe ce. Serios, nu e cine știe ce. Cine zice asta? Niște persoane care am suferit din cauza acestui virus. Luni că zici că cine știe ce, că nu stai bine, mersi. Trebuie pe mătușa ta să vezi cum e. Tata se enervase destul de rău pe mine și că văzusem tot ce se întâmplă în jurul nostru. Mai multă importanță celor care ziceau că e o simplă gripă. Dar nu e deloc așa. Mătușa mea la spital ca infirmieră și au trecut câteva cazuri de coronavirus prin mâinile ei, iar de fiecare dată avea noutăți și pe noi să ne anunțe, deoarece evitam să ne oameni special, nu știi niciodată, poate un moment de neatenție și te poți bolnăvi, iar apoi bolnăvești și pe alții. Și cam asta e marea problemă pe care nu o conștientizăm, îmbolnăvim și alți oameni. Nu te cred! Cum am făcut-o? Bă, deci cum am făcut-o? Sunt cam uimit. Nu e nicio problemă dacă luați și voi acel virus. Că na, doar sunteți sănătoși. Acum trebuie să ne gândim și la alții. Thank you.
Deixa eu Ai, eu morto, não vai todo mundo trás. Yes. Hai, pe locul prim, ca să mă duc norocos. Thank you.
cam atât a fost, oameni, dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, dați like și ne vedem data viitoare, pa, pa!